Din cei 208 medici de familie aflați în județul Vâlcea, 206 au prelungit deja contractele cu Casa de Asigurări de Sănătate. Cea mai mare parte din revendicările și din nemulțumirile exprimate de-a lungul timpului au fost soluționate sau se află în curs de soluționare, explică purtătorul de cuvânt al instituției publice, consilierul juridic Nicoleta Deaconu. Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră și asiguraților noștri! Vrem să îi asigurăm pe asigurații din județul nostru cu privire la faptul că în județul Vâlcea, medicii de familie au semnat aproximativ în integralitate actele adiționale de prelungire a contractelor de furnizare a serviciilor în asistență medicală primară pentru primul trimestru al anului 2018. Prin urmare, din cei 208 medici care se află în relație contractuală cu Casa de Asigurări de Sănătate, 206 medici de familie au încheiat aceste acte adiționale de prelungire a contractelor de furnizare a serviciilor medicale acordate în asistență medicală primară. Asigurații se pot deplasa cu încredere la cabinetul medicului de familie, unde sunt asigurați și vor primi toate serviciile medicale aferente, la fel ca și până acum. Aceste revendicări formulate de către medicii de familie au făcut obiectul unor acțiuni de soluționare la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Mare parte au fost cuprinse în noul pachet de servicii medicale din noul contract cadru pe anul 2018. Practic, bugetul la nivelul medicinii de familie s-a majorat cu 17%, prin urmare s-a alocat un procent substanțial. Pacienții se pot adresa medicilor specialiști în mod direct pentru o serie de multe afecțiuni, 49 de afecțiuni, așa cum sunt reglementările actuale în cadrul normelor la contractul cadru. Deci nu va mai fi nevoie pentru foarte multe afecțiuni să recurgă la medicul de familie. Mai mult, conform unui comunicat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, activitatea de încheiere a actelor adiționale la contractul de furnizare pe anul 2017 s-a încheiat, însă în scurt timp se va stabili și un termen pentru încheierea unor contracte pe termen scurt cu acești medici care nu au încheiat la acest moment acte adiționale. Da, este vorba de doamna Bărăgănescu, care este președinta Asociației Profesionale a Medicilor de Familie din județul Vâlcea și vicepreședinta doamna Cristea. Rațiunile au fost de ordin obiectiv și le respectăm opțiunea, însă pe această cale noi mulțumim medicilor de familie din județul Vâlcea pentru că au dat dovadă de înțelepciune, de discernământ și mult respect față de asigurați și față de Casa de Asigurări de Sănătate, care a fost și este partenerul contractual de foarte mulți ani de la înființarea casei. Conducerea Casei de Asigurări de Sănătate Vâlcea și-a manifestat disponibilitatea de a continua negocierea și cu cei doi medici de familie care nu au încheiat contractul de prestări de servicii medicale.